Succesul înregistrat anul trecut decolindu-l Mersi Moș Crăciun a făcut-o pe Alina Sorescu să se gândească serios la un întreg album dedicat sărbătorilor de iarnă. Și cum de la gând la faptă e doar un pas atunci când ești determinat și talentat, artista va lansa duminică împreună cu elevii săi de la atelierul de muzică primul ei album de colinde. Alina Sorescu este invitata mea azi la Observator. Bună și bine ai revenit! Acum bine te-am regăsit, Oana! E o mare bucurie! Și eu mă bucur să te revăd și mă bucur să pot spune așa că în această perioadă în care vorbim de zăpezi, nu? De diverse persoane publice cu tot felul de probleme, nu știu, avem timp să ne gândim și la frumusețea sărbătorilor care și la vin cum și să ascultăm... sădim, iată, să aducem bucuria în sufletul celor dragi. Da, să ascultăm niște colinde frumoase care se regăsesc pe acest album, Mersi Moș Crăciun. E un album muncit foarte mult, adică la mine Crăciunul a venit mult mai devreme în acest an. Adică, când a fost gata? Când l-ai terminat? A fost gata de curând. Ne-am mobilizat cu toții foarte repede astfel încât să fie gata la timp. Piesa Mersi Moș Crăciun dă și titlul albumului, evident, la câte ecouri pozitive am avut cu acest cântec și sunt încă 10 cântece numai bune de ascultat așa cu toată familia în momentul în care se împodobește bradul. Da. Și sunt piese care aduc ceva nou, în sensul că sunt câteva colinde din repertoriul național, dar și din repertoriul internațional, toate cu text în română, cu versuri noi, foarte simpatice, cu siguranță vor fi pe gustul celor mici și celor mari. E și o piesă pe care eu o cânt a capela, e așa un bonus track pe acest album. Este Silent Night, varianta mea de Silent Night. E o, care, în română, eu, care în română a devenit Pruncul cel Sfânt s-a născut și am dat eu varianta mea interpretativă și cred că a ieșit un cântec foarte emoționant. Și eu invit pe toți cei care ne urmăresc să caute albumul, pentru că mâine apare însoțind revista Click pentru femei. Timp de o săptămână va fi pe piață și îmi doresc să ajungă în cât mai multe case. De altfel și duminică aveam, așa cum spuneai și tu mai devreme, o lansare. Emoții din nou, da, pentru cei mici, da, vor susține un concert alături de tine. Da, deja au început să facă probe, cum e să dai autografe. Da, sunt foarte simpatici și sper din tot sufletul să învețe foarte mult din toate experiențele pe care eu încerc să le aduc în viața lor, astfel încât să învețe ușor, ușor tot ceea ce înseamnă meseria asta de artist. Și duminică avem emoții și vă așteptăm pe toți la orele 17 la patinoarul de la AFI Palace Cotroceni. Dintr-un mall din capitală. Da, dintr-un mall din capitală. Vă așteptăm acolo pe toți. Intrarea e spre liberă. Câți prieteni ai în grijă la atelierul tău de muzică? Sunt în jur de 20 și ceva, așa că fac antrenamentul. Te antrenezi, dar da. Până la urmă... Pentru când o să fiu eu, mă mică. Da. Aici da. Vreau să ajung. Da. Da, când o să fie Alina Sorescu? Poate că la anul, cine știe, ne-am pus așa o dorință pe scrisoarea de la, pentru Moș Crăciun de anul ăsta. Ne dorim, mai ales că în viața mea e foarte multă copilărie și veselie în ultima vreme, mai ales în prisma copiilor. Ce fai de sărbători, Alina? De sărbători vom fi acasă, vom fi cu familia, așa cum facem de fiecare dată în ultima vreme, ne vom strânge așa familia extinsă. Cu familia extinsă, da. După care, de Revelion, și eu și Alexandru ne-am gândit că ar fi bine să luăm o pauză după această lună decembrie agitată pentru amândoi. Eu cu evenimente, cu spectacole. Spune-ne unde plecați. Spune-ne, de fapt. Urmează de să fiecare dată nu v-ați urmează să, nu, am fost atât de ocupați amândoi și prin și Alexandru că nu s-a întors în țară. E la Monaco, unde participă la o expoziție cu un brad de Crăciun. Îmi spunea săptămâna trecută că va pleca, da? Da, o să se întoarcă de acolo, probabil, cu imagini. L-așteptăm. Așa că l-aștept și eu să se întoarcă. În timpul ăsta muncesc și promovez albumul. Când se întoarce o să ne punem așa amândoi să ne facem planul cu exactitate. Dar ne-am dorit să mergem undeva la cald, așa, poate de Revelion, și apoi să mergem și la ski, pentru că ne-am îndrăgostit amândoi de acest sport și am vrea să le combinăm. De cât timp practici ski-ul? Eu sunt mai nouă în ski decât el, de vreo 2 ani. Alexandru te-a învățat așa? Nu, am învățat... Sau datorită lui ai prins pasiunea asta? Da, el mi-a luat primul costum de ski. Am primit la un moment dat de Crăciun, acum 3 ani, dacă mi-aduc bine aminte, un costum de ski și atunci am prins drag. Avem și echipament, suntem... Planuri pentru 2013?
În 2013 îmi doresc să ne mărim familia. Îmi doresc să lansez mult așteptatul meu album solo, pentru că mulți m-au întrebat dacă nu mai am planuri și în sensul ăsta, dar le spun că am lucrat în ultima vreme intens în paralel cu acest album de Colinde. Cu aceeași, aceeași textieri ca și pentru acest album? Pentru albumul acesta am lucrat cu Andrei Tudor, cu Andrei Andrei, cu Xenti Runceanu și mă bucur că uite, îmi dai ocazia să le mulțumesc. Da, am colaborat cu Andrei Tudor și pe albumul cel nou. Sunt multe colaborări interesante și vor fi multe piese interesante, pentru că toate vor fi cumva inspirate din schimbările prin care am trecut eu în ultimii ani, pentru că aș vrea să marchez schimbarea din viața mea, pentru că cred că un artist poate să fie credibil și longeviv atunci când exprimă exact ceea ce simte el și exact întâmplările prin care trece el. Sărbători fericite îți doresc. Mulțumesc frumos, albumul e al tău pentru cea mică, să-l asculte. Mulțumesc mult!